Sâmbătă 30 martie 2024 mă aflu în localitatea Gura Vitioare din județul Prahova, unde am participat la lansarea oficială a celui mai nou Club Columbofil din România, Clubul Libertății se cheamă. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu unul dintre cei mai tineri membri ai clubului, este vorba despre Tudor Laurențiu. Tudor Laurențiu, da? Da. 17 ani, da? 17 ani. Și de câți ani, Zbor Laurențiu? De 5 ani. De 12 ani, nu? Da. Și cum e? A fost ceva? Au fost rezultate până acum? În primele curse nu prea rezultate, doar cu muncă și cu efort și au venit în curând. Din 2002 au început să apară rezultate la mine în crescătorie. Am obținut locul 12 pe lansare, Prahova, la Vremuții Pere. Bravo! Și multe locuri. Așa este, la toamnă te așteptăm aici. De top, nu? De top. În jur de locul 15 județ, la fiecare etapă. Bravo, ție, înseamnă că stai de ei, nu? Da. Cât timp îți permis să stai printre ei în timpul sezonului? În timpul sezonului, câte ore? Dimineața, două ore jumate și seara în jur de 3-4 ore. A, deci stai câteva. Da, da. Câți porumbei ai? Zbor mulți? Da, 75 de bucăți. Cu totul sau numai zborătorii? Cu totul. Și în lotul de zbor? În lotul de zbor avem un efect, am un efectiv de 38 de bucăți. Aha. Câți mascul femeile cum zbor cu ei? Văduvie natural? Văduvie la primele etape și de la vot acolo natural. Am înțeles. Că consider că nu mai sunt motivați așa și asta, încep să-i lași, nu? Da. Nu, este protocolul, știe și barul, și la natural, care sex se obține rezultate mai bune? Mascul. Eu cu Grigori, care poate mulți nu știți, ne cunoaștem de 30 de ani. Porumbei de unde ai? Porumbei am de la Grigore Victor, de la domnul Ionuț Voicu, din Giurgiu? De la Vălen. De la Vălen, nu? Așa. A făcut pasul, a sărit. De la domnul Dragoș Soare. Deci să știți, cine de la domnul Cărlic Daniel. Domnul Mocanu de la domnul Mocanu Cornel, da. De la Vărbilă, de la domnul Nicolescu, Cristian. Hai. Și de la... Și ai lucrat un timp, ai perecheat și ți-ai selectat după mână, nu? Da, după mână, după... După coș? Da, după coș, asta. Care e mai importantă, selecția la mână sau selecția la... Selecția la zbor. La... Care se pare mai important? La zbor, nu? Da, la mână. Ai culori preferate, Laurențiu? Da. Care? Albaște. Albaște îți plac, nu? Da. Când îi împerechezi primăvara, după ce criterii îi faci? După urmărești mărime, pedigre sau rezultate sau compensații fizice? Și după fizic. Fizic, după nu? Fizic. Dacă puii, de exemplu, nu sunt crescuți de mici, îi lași, le acorzi șansa coșului, zborului sau nu, îți elimini? Elimini, nu? Cu pui, cum ești zburător de pui toamna? Da. Până la ce distanță te duci cu ei? Până la etapele de derby. Am înțeles. Adică 300? 300. Și duci tot lotul sau duci numai femeile? Știi cum zici, femeile se maturizează mai bine decât mascul. Tot lotul, nu? Și primăvara, ca iar lingi? Sezonul următor, până la ce distanță zbori? Ca iar lingi până la 650. 650. Și de-abia în anul următor? Da, încep da, să-i bagi la maraton, nu? La maraton. Da, frumos. E o pasiune foarte frumoasă. O moștenești din familie, de la cineva, de la tine? Da, moștenești? De la tatăl meu. Și tatăl a avut porumbei? Da. Și a zburat sau doar așa? Da, a zburat. A zburat, da? De mic copil el. Aha. Din 2019, când s-a lăsat, m-am apucat. Și acum ceva, te mai ajută dânsul sau? Sigur că da. Adică în lipsa ta și asta bănuiesc că... Da. E mereu în spatele meu. E în spatele tău, nu? Cu tot ce se poate. E mare lucru asta, ai văzut? Da. Să mai ai și pe cineva. Super. Cu experiență foarte așa multă. Așa e. Îți prinde chiar... Și să te înveți, să nu repeți greșelile da, și... E mare lucru, da, într-adevăr. Din greșeli învățăm. Așa e. Dar la vârsta ta să știi că ai rezultate foarte bune. Eu cred că o să ai un viitor în columbofilie frumos. Sperăm. Adică dacă o să te ții așa de ei și o să ai parte de niște păsări de calitate și genetic și fizic, o să faci rezultate bune, frumoase. Bravo ție. E primul interviu pe care stăm de vorbă. Poate o să mai vin la vară aici la o îmbarcare. La un maraton, dacă o să aveți centru, și atunci o să-ți filmăm și păsările. Vă așteptăm cu mare drag. Bravo, mă bucur. Te felicit pentru pasiunea pe care o ai și îți doresc în continuare mult succes. Mulțumesc. Toate cele bune. Toate cele. Numai bine. Numai bine.